Pentru a marca Săptămâna Verde, elevii școlii gimnaziale Andrei Șaguna din Deva au participat la o serie de activități derulate fie în cadrul școlii, fie în afara unității de învățământ. Copiii au aflat o sumedenie de noutăți despre stația meteo din Deva, despre plante copaci, dar și despre importanța albinelor în ecosistem. Săptămâna s-a încheiat cu un carnaval. Timp de o săptămână, elevii clasei pregătitoare C, dar și ceilalți colegii din cadrul școlii gimnaziale Andrei Șaguna din Deva au participat la mai multe activități menite să îi determine să îndrăgească și să ocrotească și mai mult natura. În cadrul Săptămânii Verzi am desfășurat tot felul de activități care sunt foarte îndrăgite de copii. Am fost la stația meteo, am discutat despre vreme, fiindcă în această săptămână vremea a fost destul de capricioasă. Am organizat mai mult în clasă sau pe lângă școală, printre care a fost alături de noi și apicultorul Daniel Hrița, care le-a prezentat foarte frumos copiilor despre ciclul albinelor, ciclul de viață al albinelor. Într-o zi am plantat și floricele, am fost afară pe lângă școală și am plantat și pomișori cu copiii. Iar scopul acestor activități este de a interacționa cu copiii între ei, clase între clase, de a interacționa cu cei din jur, cu comunitatea, cu părinții, și părinții ne-au fost alături la foarte multe activități și le mulțumim pe această cale. Copiii au învățat în cadrul acestei săptămâni cum află meteorologii, cum va fi vremea, direct de la specialiștii stației meteo din Deva, dar și cum să planteze flori sau arbori. Scoate masa de acolo, ața o băgăm în punguliță și după aceea pungulița o ducem la gunoi. O să mai avem câteva etape până plantăm. Micuții, curioși din fire și foarte interesați de tot ce îi înconjoară, au învățat și despre ciclul de viață al albinelor, despre care Albert Einstein spunea că omenirea ar mai exista doar 4 ani dacă micuțele vietății ar dispărea. Într-un stop unde sunt foarte, foarte multe albine, 10.000 de albine, se află o singură matcă, care matca este mama lor și care ea le dă viață tuturor, depune cât un nou, în fiecare zi depune poate câteva mii de ouă, din care iasă albinuțe, care sunt hrănite de alte albinuțe. Adică, prima oară, matca, regina lor, pune un ou, vin albinele bătrâne, îl hrănesc, ca și părinții voștri pe voi, îl hrănesc și după aceea crește și se transformă în albinuță. Asta e fagurele. Tot ăsta se numește fagure. Uite aici. Asta e fagure, vezi? Îmi faci boxă. Mă bucur atunci. Ce știi tu despre albinuțe? Că ele te pot înțepa, dacă își pierd acuiele în câteva ore pot muri și e posibil să te atace noaptea dacă tu le deranjești. Dar mierea îți place? Foarte mult. Îmi place și fagurele. În fiecare zi când mergeam la piață, nu-mi plăcea și după când mă duceam la masa aia care era niște vânzători, vindeau fagure, miere și din astea, eu mereu îmi luau niște fagure și acasă după ce mâncam mâncare, abia așteptam să mănânc fagurele. Mierea îți place? Da, foarte mult. Ai mâncat și astăzi miere? Da. Ce ați făcut? Am făcut o salată verde și am pus peste miere. Acasă mănânci miere? Da. Dar nu tot timpul. Și văd că ai și o coroniță foarte frumoasă. Ce ai făcut? Am decupat-o și am lipit-o. Ce ai învățat tu astăzi despre albinuțe? Pentru că ele se duc cu iau din flori polen și că și le aduc cu burticile lor. Și unde le pun? În fagure. Și după aceea, ce se întâmplă acolo în stup? Se ia mierea și o mâncăm. Ție îți place să mănânci miere? Da. Ai mâncat până acum multe da. Miere? Da. Îmi place și în ceai mierea. De ce? E sănătoasă? Da. Programul Săptămâna Verde s-a organizat pentru prima dată în acest an școlar pentru că poluarea și schimbările climatice ne afectează pe toți, iar ele sunt consecințe ale comportamentului nostru. Finalul de săptămână a fost unul mult așteptat pentru copii, întrucât s-a concretizat printr-un carnaval în cadrul căruia fiecare s-a costumat cât mai frumos în personajele preferate.